să-ți dar viitorile de oameni împărate, vino și acum cu pogorirea Sfântului Tău și sfințește apa aceasta. Au fost momente emoționante în Comuna Cumpăna, păstrând tradiția anilor trecuți. Cu prilejul sărbătoririi Sfintei Cuvioase Parascheva, două fetițe aflate în asistență maternală au fost încreștinate la biserica ce are hramul Sfintei Parascheva. Taina Sfântului Botez a fost oficiată de înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Aici sunt botezați copii orfani. Și astăzi s-a primit această rânduială prin grijă Doamnei primare. Să nu credeți că e doar un simbol. Este o mare jertfă, o mare bucurie în cer, o mare bucurie pentru Sfânta Parascheva să vă țină Dumnezeu acest obicei și această dragoste. Doamna primare, și mereu să avem bucuria să fim chemați ca să fim aproape de copii orfani care au nevoie de ajutorul nostru și să se bucure Dumnezeu că El iubește atât de mult pe copii orfani și cine ajută copii orfani își face cale de lumină către cer. Grija noastră a Serviciului de Asistență Socială a Primăriei Comunei Cumpăna este aceea de a identifica nașii, părinți cu suflete mari, care să dorească să vină să creștineze aici, în Sfânta Biserică, copilașii, dar mai ales, cum spuneați dumneavoastră, să-i urmărească toată viața. Pentru că, dragi nași, rog pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Domnului și pe Maica Cuvioasa Parascheva, să vă țină sănătoși, să-i urmăriți toată viața. Au nevoie, pentru că le-ați devenit părinți spirituali. La Cumpăna a devenit deja o tradiție ca în zilele de sărbătoare să fie botezați copiii abandonați. De mai bine de 19 ani, la inițiativa primarului Comunei Cumpăna, Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Cumpăna, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, peste 200 de copii au primit botezul creștin.